tare. Mai aproape. Voi recita poezia Îndemnă rugăciune, pentru că astăzi s-a vorbit aici mult de Dumnezeu și faptul că suntem urmași ai dacilor. Îndemnă rugăciune. Român care își ține în brațe aproape de sânul matern, copilul cu drag și îl învață ce este cuvântul etern. Cu glasul de miere îndulcit îi povestește în șoapte, cum chiar din stele au venit strămoșilor de departe. Avea târși îmbrăcați în lumină, au poposit într-un străvechi an, binecuvântând gria divină cu întâiul popor de la mani. Din ei, pelasgii și tracii au luat ființă pe acest pământ, urmându-le apoi dacii, ce ne-au rămas în suflet și cânt. Îi mai spune cu voce măiastră românca pruncului ei că această țară a noastră a fost locuită de zei. Zamorse, zeul nepieritor, să știi, copil al meu, el este veșnic ocrotitor al meleagului și neamului tău. Apoi, într-o lungă tăcere, la rugăciunele îndeamnă, invocă-l pe zeu și îi cere în țară pacea să așteagă. Zamorse, blestemul dezleagă și adune daci înapoi, ne fie România întreagă, ferită de cei răi și nevoi. Mulțumesc!